Proprietarii locuințelor ar putea fi obligați prin lege să-și monteze aparate pentru detectarea fumului pe baza unor propuneri pe care Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și furnizorii de utilități ar urma să le inițieze. Potrivit reprezentanților ISU, o parte a proprietarilor au montat deja în apartamente și case detectoare de gaze, dar nu și de fum. Dacă acest lucru va fi reglementat, atunci toți românii ar putea fi obligați să-și achiziționeze detectoare de fum care îi vor ajuta să ia măsurile necesare în cazul producerii unor incidente grave, cum ar fi exploziile și incendiile. Ar avertiza de producerea acestuia și am putea să luăm măsurile de primă urgență necesare. Pe lângă acest detector de fum, care e un dispozitiv relativ ieftin, zic eu, cam în jurul sumei de 42 de lei, recomandarea ar fi să fie montat în fiecare încăpere a unui imobil, dar se poate monta doar în bucătărie, fiindcă acolo apare și sursa de foc. Detectoarele produc o oarecare confuzie în rândul giurgiuvenilor, aceștia confundându-le pe cele destinate detectării fumului cu cele pentru gaze. Majoritatea cetățenilor spun că montarea unor astfel de aparate este eficientă, însă sunt și giurgiuveni care nu sunt foarte convinși de această eficiență a lor. Foarte eficient. V-ați gândit să vă instalați? Nu, nu m-am gândit. Da. Încă n-am simțit nevoia, nu știu, nu m-am confruntat. Ar fi chiar foarte eficient. Nu cred că e necesar. Odată instalat, detectorul de fum conferă un sentiment de siguranță. Aparatul produce un semnal de alarmă de îndată ce se detectează fum, ceea ce înseamnă că reacționează în mod indirect la incendii. De asemenea, există detectoare care reacționează la căldură sau lumină.